Proiectele prin PNRR par a fi o stea greu de atins pentru unii. Pentru alții însă, care au înțeles că fondurile europene nu sunt trenuri care opresc de prea multe ori în aceeași gară, sunt o binecuvântare. La Liceul Agricol din Gioagiu a fost semnat un proiect de 650.000 de euro prin care vor fi achiziționate mai multe utilaje agricole, panouri fotovoltaice, simulatoare pentru elevii care studiază silvicultura, dar și pentru cei care își doresc să devină medici veterinari ori să conducă tractoare de ultimă generație. Săptămâna trecută am reușit să depunem cererea de finanțare. Suma dedicată liceelor agricole este de 650.000 de euro pentru fiecare liceu agricol fără TVA. Noi am reușit să coagulăm acest proiect și să scriem cererea de finanțare astfel încât bugetul să fie de 649.998,50 euro. Proiectul constă în linii de investiție pentru energie verde, pentru eficientizarea energetică a clădirilor, pentru investiții în utilaje și animale, pentru înființare de ferme, fie zootehnice, fie vegetale, și, bineînțeles, dotarea cu echipamente a liceelor agricole. Avem prinsă ca investiție achiziționarea de animale de rasă, atât ovine cât și bovine, tractor de 100 plus cai putere, 115 cai putere, dar care să fie integrat cu modul GPS, o combină de recoltat atât cereale cât și porumb să fie tot așa cu modul GPS integrat în valoare de 200 și aproape 60.000 de euro, două simulatoare foarte interesante, unul pentru conducerea tractorului și conducerea acestei combine. Vrem să transformăm actualul laborator veterinar într-un cabinet veterinar, așa cum presupune a fi un cabinet veterinar. Mai avem prins un simulator pentru cei de la silvicultură, pentru modulul lor cu vânătoarea. Termenul de implementare a acestui impresionant proiect prin PNRR este 30 iunie 2025.